Gata. Bebele se culcă la loc. Nu cred. Are febră. Vom ajunge direct la spital. Am ajuns unde își doresc fetele cel mai mult când vin la mare, la fondite! Uite-o, îți place? Te doare? Nu te doare, nu? Bravo! Și gata, măruța! Dacă vreți să fac codițe, abonați-vă acum! Nu te-ai abonat? Oh! Am o surpriză! Nu! Trebuie să ține repede! Prinde, Mara, prinde! Teo alimentează pentru prima dată! Bună dimineața! Și bine ați venit la un nou vlog! Astăzi, un vlog un pic mai trist. Plecăm de la mare, după un concediu care nu a fost așa cum am visat noi, pentru că am fost rând pe rând bolnăvioare, iar acum ghiciți cine? Bebele. Uite cum doarme. Și când e trează într-una, mereu, așa zice, și vomită. Și azi o să ne facem codițe! Și mami! Nu știu. Da. Ai promis de data trecută. Știu că am promis, dar uite acum bebe se simte rău și eu nu am spiritul necesar să mă distrez cu codițe. Vom vedea. Bagajele sunt făcute? Aduc mașina, hai. Și eu să le dăm pe trotinete. Ia să vedem, toate bagajele sunt data. Și mami s-au dat pe naibut. Avem o parte aici, wow. O parte mare aici, cu trotinetele pregătite. O cutie plină de popituri, noi wow. Nu vă... Și noi, și noi nu vă mințim, e plină, ia uitați. Plină. De jos. De popituri. Ia uitați-vă. Hainele acolo. Bagaje, coloriuțe. Și cam astea. Și sperăm că am luat tot. După ce mai golim din ele, mai verific o dată, pentru că e mare casa asta. Mă duc la mașină. Nu casa, apartamentul ăsta. Ok, ați fi indicat să veniți și voi cu bagaje jos. Eu când am venit cu mașina, să le încarc automat. Da, haide. Oh my God, ce grijă. Cu liftul. Nici nu ne gândeam să le luăm pe scări bagajele, chiar dacă e un etaj. Hai. Vin jos cu voi? Nu. Pa. Bagajele sunt în mașină. Pentru asta trebuie să o trezim pe bebe. Am avut greșeală și eu epsamă, credeam că eu am fost. Vai, ce tragedie. Ce tragedie. Gata. Bebele se culcă la loc. Nu cred. Are febră. Am norofenul la mine. Vom ajunge direct la spital. Vrei când intrăm în România să o ducem la urgență, vedem. La primul oraș? Vedem, hai. Hai, Mara, ia sandwich-ul, Teo. Hai să-i sandwich-ul meu. Bine, ia sandwich-ul. Gata? Am luat tot. Mai am și eu aici sandalele lui bebe și poșeta. Și să mergem. Pa, pa! Pa, pa, cameră! Pa, pa, mare! Scoatem cartela. Să mergem. Hai. Pa, cameră! Pa! Pentru ultima oară cu liftul. Mesajerul ăsta, aici la mare. Teo e gata. Bri, gata. Măruța, hai mami. Sandalele lui bebe, pune la acolo. Mașina e plină până sus. Ochi, până la refuz. Și gata. O, așa. Acum să predăm cartelele. Și camera. Eu am două. Tu câte ai? Tot. Una. Bun. Tot una. Trebuie să fie trei în total. Hai. Hai. Am plecat. Am ajuns unde își doresc fetele cel mai mult când vin la mare, la codițe. Briana e un pic mai bine, dar tot zice mereu. Încă nu a vomitat. Asta e bine. Mama, uite ce bombon. Fetele, vreți ca înainte să plecăm din Bulgaria să vă duceți codițe? Da. Uite ce asta arată bine. Da. Repede, mami, și să plecăm. Ok. Prima e Teo. Hai, Teo. Alege-ți culoarea. Alege culoarea de acolo.
Ok. Bri, te simți mai bine? Da. Am avut și umed sau uscat? Relax. Uite-o, îți place? Te doare? Nu te doare, nu? Bravo! Don't move. Don't move. She speak English very well. No. For 11 years old. Yes, in school. In school. Aha. Hei, Teo e gata și e foarte frumoșică. Bravo, Teo. Acum și alege marea culoare. Ia să vedem. Alege. Ăla, dacă ăla îți place, ăla îl faci. Hai. Hai, ia-ți ce vrei ăla? Da, ăsta-l vrei tu? Da. Da, mai ia așa. A. De la albastru închis, la albastru deschis. Ok, pink. Oare rosa are sublet? Wow! Super! Cum e? Te doare? Da? Wow, mofturoasă! Jos acum nu. Ah, e normal că jos nu. Spor. Te doare? Te doare? Te doare? Și gata, măruța! Ia, o piruietă! Tare! Stai un pic mai într-o parte, sau? Nu contează, se pare, e bine. Mami, acum rândul tău! Dacă vreți să o fac codițe, abonați-vă acum! Tu te-ai abonat? Bine, atunci îmi fac! Și gata, mami! Gata, rândul meu! Am verde! Verde cu albastru, nu e ok? Tu ai ales. Codițe. Școlărițo. Cum stă? E și părul. Las că îl tunde. Suntem gata! Avem codițe! Teo codițe, Mara codițe, Mami codițe. Săraca Bri nu are codițe. Pentru că se simte rău. Hei, hei, hei. Avem codițe. Vă mulțumesc tuturor celor care s-au abonat pentru codițele mele, dar și celor care mi-au pus un mare like pentru că am îndurat să mi se facă. Dar ce face Bri acolo? Stați să vedeți ce face. Mănâncă chipsuri, bea apă. Și doar ce-a vomitat, adică... Înseamnă că se simte mai bine acum. Las-o, să mănânce și ea ceva, uite, e veselă! Am înțeles la o turistă că s-ar putea să fie ceva în apă. Am înțeles de la farmacistă că e ceva în apa mării. Da. Și că s-ar putea mâncarea să nu aibă nimic. O vedea. Nu ne-a fost rău. Vreau să spun ceva. Noi două stăm aici. Corect. În față cu tata. Bravo, Bri! Aha! Hai, mami, ne pornim la drum? Ne pornim la drum. Sperăm să avem un drum bun, liniștit, fără prea multe râtoape și cu așteptare redusă la famă. Și cu bebe sănătos pe drum. Hai, bebe! La locurile voastre, în centuri! Primul popas, la benzinărie! Bebe a dormit, deci se simte mai bine și nu a vomitat deloc în mașină. Tati face plinul acolo. Fetelor, voi nu coborâți? Ce ați găsit bun? Am găsit înghețate micuțe în Milka și Ori. Ia. Hai, tati, că fără Milka avem, da, așa? Ia și ia uita, o să mănânc Oreo. Așa micuțe? Spuneți cum sunt. Sunt micuțe, sunt. Ce? Sunt 8 în fiecare. Ia bunul. Deschide. Ia uite, aici scrie numele de înghețate în limba română. Înseamnă că trebuie să apară și la noi. Sau sunt și noi nu știm de ele. Da, nu prea avem noi timp să ieșim din față. Așa, hai, deschide. Uite, chiar sunt mari. Wow. Să fiecare câte una. Hai. Vin pe toată lumea din mașină. Și hai. Cu Oreo la fel. Hai. Fetele în centuri. Acum, tati. Și-am plecat către vamă. Briene se trezit, i-a primit bungunele de la Teo. Ești bucuroasă, Bri? O să ajungem acasă să te simți bine. Așa sunt tirurile așezate unul după celălalt. Yeah! Mare bucurie că am ajuns la 8!
eram pe roșu și nu găseam nicio benzinărie în drum. Puteam să ne oprim cu totul. Am alimentat un pic în Bulgaria, dar tati, cum e pretențios la motorină, că el trebuie să pună numai de calitate, n-a vrut să alimenteze acolo cu mai mult. A pus așa, cât a bănuit el, că poate să-i ajungă până la prima benzinărie. Numai că, surpriză, prima benzinărie n-a fost atât de aproape cât a crezut el că e. Așa că am stat cu stres până acum. Teodora, vino tu să alimentezi dacă vrei. Hai! Da, mă încalzi. Hai! Luăm mănuși, poftim Teo, puneți mănușile. Așa, luăm motorină extra, ia de aici, pompa. Hai, hai Teo, hai. Bravo. Și acum, o așezi acolo frumos. Bravo Teo, așa. De mult îmi doresc asta. Chiar? Bun. Și apeși. Gata? A început. Bravo Teo. Teo alimentează pentru prima dată. Cum e Teo? E fain? Uite aici. Se învârte. Gata. Acum ca să-l scoți. Gata, nu mai apăsa, nu mai apăsa. Ca să-l ridici, nu mai apeși pe ăla. Îl ridici frumos și îl pui direct de unde ai luat, da? Fără să mai apeși pe buton. Fără să mai atingi butonul. Așa. Bravo Teo. Și bate palma. Bravo Teo. Aici, în coș. Și gata. Gata! Am ajuns! Dă-te-am jos! N-am ajuns. Nu m-am mai dat jos din mașină de atunci de când am pornit la drum. Evident, am ajuns la Brăila, nu acasă la noi, dar tot acasă putem zice că suntem. Acasă la bunica! Da. Am o surpriză. Nu! Trebuie să ținem repede. Prinde, Mara, prinde! Uf, uf, uf! Nu cred că am înregistrat, că a fost mai sus. Stai că ceva s-a întâmplat. Păi uite, probabil ține rucsacul ăla. Wow, hainele mele! Albe! Nu, bluza mea! S-a trezit și Bri. Cum ești, Bri? Mai bine? Care verde? Merge la Mlec Bri? Doar un sandwich, pentru că iar merg. Doar un sandwich. Un sandwich, bine. Doar un sandwich. Hai. Bine. Da, și eu vreau sandwich. Bine. De copii. Hai. Minim de copii și Bri la fel. Da. Cu cartofi. Cartofi? Da. Și cu apă? Da. Așa. Bravo. Haideți, fetelor. Mara, ce aștepți? Hai. Vreau să mă văd cum arată așa. Wow. Și așa. Wow. La gâtul. Aoleu, deja te-a pușcat țânțărușii. Da, și știi cât durează. Uite, astea sunt arii de data trecută de la Brăila. Au 10 zile și uite în ce hal sunt. Nu ne e foame. Și până acasă am zis să mâncăm ceva. Nu doresc stomacul. Am ales Happy Meal-uri pentru copii. Acum să vedem. Mara, tu ce vrei? Mara, tu ce vrei? Lasă la mine. Bravo, fetelor. Și tu ai sucuri și apă. Da. Super. Să vedem ce jucării aveți. Ca să le schimbăm. Nici ponei l-am mai avut. Aha. Tu vrei? Mă duc să fie. Identici. Eu aproape am terminat, mami. Voi? Mara, dar de ce te-ai ascuns acolo? Pentru că nu-i loc. Este domnișoară, o lei de acolo separată, o lei cu limonada, ei cu rodie. Ideea marei, o inimioară. Și un mare... E mai lungă coada decât Mara. Și un mare like. O inimioară. Pentru fete. A meu este mult mai lung decât a tău. E pe și mi-a zis asta. Da. Briana și-a revenit complet. Se simte bine, a mâncat bine. Da. Și să sperăm că va fi bine pe drum. Așa că noi ne pornim către casă. Am ajuns acasă. Priviți cine ne așteaptă acasă. Normal. Gogolinu. Și Bri nu a mai vomitat deloc. Dar bineînțeles, cum am ajuns, a început. Mereu. Mereu. Unde am ajuns? Unde am ajuns, Bri? Acasă? În casă. Tu ce ai, Mara? Brum, 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 brum. Negruț.
Ce faci, mă, negrul, tata negru? Haideți, fetelor, să-i dăm de mâncare lui negruț. Hai, negruț, vin în pace. Fetele astea sunt speriate de tine, foc. Hai să-ți dau să mănânci. Am adus de papa. Și gata. Hai, casă. Am ajuns acasă. Am ajuns acasă. Uite, trebuia să scopă și pastă de dinți. Da. Uite o mașinuță. Aha. Nu prea are baterii. Wow! Teo! Am ajuns acasă. În casa noastră cea frumoasă. Și abia aștept să mă duc la somn. În patul nostru. Ce zici, bebe, ne culcăm? Hai, hai, Bri. Și în și la nani. Gata vacanța, de mâine la muncă. Tata de voi mâine. Mulțumim că ați fost cu noi toată vacanța aceasta. Ia mai cu codite la școală. Așa. Voi fi elevă mai mult decât profesoară. Până data viitoare vă spunem la revedere și v-am pupat. Pa, pa. Bine și mare. Și bebe. Pa. Bebe. Bri. Pa. Ce bine.